Primarul orașului sârbesc Cladovo s-a întâlnit cu omologul său severinean, Marius Crăciu, în vederea stabilirii unui parteneriat în domeniul colaborării culturale. În fapt, se dorește ca cele două orașe să dezvolte o serie de proiecte comune, cum ar fi festivaluri folclorice, precum și culinare. Totodată, primarul Cladovei a reamintit agenților economici români facilitățile pe care țara sa le oferă în domeniul taxelor vamale. Să facem niște pași înainte, să venim la zilele de Severin, cu zilele sârbesche din la Cladova și preții noștri din la Severin să vină la Iron Ghent, la zilele care să fie la Cladova din 19 până în 23 iulie anul viitor, să vină iar aia și să facem întâlnirea de la folclor, la toate artele populare. Primarul Severinului, Marius Crăciu, este deschis la dialog pe această temă a cooperării transfrontaliere, mai ales că cele două orașe au mai colaborat. Sunt partenerii noștri, sunt prietenii noștri, ne leagă foarte multe lucruri de Serbia și de Cladovo și este important în această perioadă să întărim aceste relații. Atât pe atragerea de fonduri europene, pentru că împreună cu dânsii am mai atras și avem șanse în continuare să atragem fonduri europene pe parteneriat, dar în același timp încercăm să întărim relațiile pe zonă turistică, pe zona economică. Orașul sârbesc Cladovo, situat la cel puțin 20 de kilometri de vamă, este și în topul preferințelor, în special culinare, ale severinenilor, care zilnic umplu restaurantele din Serbia.